Găsit. Hello Weeps și bine v-am găsit la primul meu video de pe acest canal. Bine, vechi canal pe care eu o să-l re. Modificări pe care vreau să fac acestui canal sunt: o să încerc să postez două clipuri pe săptămână, una despre ce citesc pe timpul săptămânii în Shonen Jump Plus. De obicei, clipe care vor fi despre Shonen Jump Plus vor fi despre capitole pe care am citit de luni până sâmbătă, fiind ziua în care de obicei apar chestii de la Shonen Jump Plus pe Manga Plus, iar duminică, ceea ce posibil clipul va apărea luni, cred, voi discuta despre chestii care au apărut în revista Weekly Shonen Jump, care apare în fiecare duminică pe Manga Plus, capitolele din revistă. Întâi, salut, mă numesc Ștefan. Este o onoare să fie auzit de voi. Așa că vreau să discutăm despre Dan Da Dan, capitolul 69, care în opinia mea n-am atât de multe de discutat, însă sunt câteva puncte pe care le-aș putea atinge. Însă și despre Chainsaw Man, care e un capitol de 51 de pagini, dar totuși s-a simțit de parcă erau 20. Însă e Chainsaw Man. Ar trebui să ne așteptăm la asta, dar o să am foarte mult de discutat. Și seria pe care vă vreau să adaug săptămâna asta, în această grămadă, ar fi Make the Exorcist Fall in Love. Am citit primele 10 capitole acum câteva săptămâni, acum am citit celelalte 8 capitole care mai sunt și o să-mi spun părerea despre Make the Exorcist Fall in Love. Așa că să începem cu Dan Da Dan, capitolul 69. În sine, eu consider Dan Da Dan fiind o serie foarte interesantă, care ne arată cât de stupid și cum aș suna efectiv un om fumat să creeze o manga. De la crabi, la babe care aleargă, la un copil care îi crește un ochi în frunte și care posedează un alt băiat și care totuși nu vrea să se bată pentru că nu vrea să o moare, pentru că ce un alt băiat i-a zis: ei, nu ai voie să te bați cu nimeni altcineva în afară de mine. Ceea ce din nou o să devină un plot point foarte interesant, mai ales după acest capitol, pentru că asta este. În acest capitol avem pe Perv sau Kinta, Sakata Kinta, mă simt foarte mult ca în Gintama, dar totuși cred că este și o glumă pentru faptul că Kintama, însemnând testicule în japoneză, avem Sakata Kinta, care cred că Kinta venind de la Kintama, adică testicul. Și din nou, Yui Perf, pentru că pe parcursul capitolului în care a apărut acest Sakata Kinta, am avut o grămadă de: hei, hai să fac glume despre testicule, ceea ce, din nou, make sense, mai ales că seria Dan Da Dan e vorba despre Momo, care încearcă să-i regăsească bilele de aur ale lui Okarun, sau Ken Takakura, cred. Așa, însă în acest ultim capitol, Godzilla, care apare dintr-o dată până acum 3 capitole, se va bate cu Buddha, care e un fel de robot Power Rangers dubios, iar din mecanismul ăsta în care apare Aira, Momo, Kinta, Okarun și Kujin, sunt aruncați din robot Jin și Okarun. Ceea ce din nou, la finalul capitolului oferim Okarun îi zice lui Jin: știi ceva? Poți să te bați acum. Nu o să mă bat cu tine acum, dar cu Godzilla te poți bate. Ceea ce din nou oferă un hype imens pentru încă o șansă de a-l vedea pe Devilai în full potential, bătaie între Godzilla, Buddha, robot și Okarun și Jin. Ceea ce din nou va fi fain. Și să discutăm și despre Chainsaw Man, capitolul 102, care este un capitol, în opinia mea, lung, dar care s-a simțit scurt, în care am avut câteva chestii importante, dar în același timp nu m-am simțit atât de importante, totuși.
Bine, ultima pagină e fucking epică pentru că se întoarce Denji. Aia a fost, eram ok. Da, să discutăm de a început. Cum în capitolul anterior a apărut din nou The Devil Bat, diavolul de la începutul primului arc din Chainsaw Man, ceea ce din nou face un circle legat de finalul acestui capitol în care îl vedem pe Denji salvând o pisică când are ales între a salva un băr adolescent și o mașină în care sunt bătrâni. El are să salveze o pisică, ceea ce eu consider că semnifică faptul că în următorul capitol o să vedem pe Denji încercând să salveze pe Power. Însă, sau nu chiar în următorul capitol, poate o să avem mai mult despre Yuka, Asa și Yoru în următorul capitol. Dar cel puțin mă aștept ca în viitor să avem un arc în care Denji se duce în iad să salveze Power. Ceea ce abia aștept. Denji și Power sunt unele dintre cele mai interesante caractere din Chainsaw Man, așa că abia aștept să le văd din nou. Haideți să discutăm despre Yuko, Asa și Yoru. Continuă discuția din capitolul anterior în care Yoru încearcă să convingă pe Asa să o transforme pe Yuko într-o armă, din cauza faptului că cu cât relația dintre Yuko și Asa este mai puternică, cu atât arma pe care Yoru ar crea-o este mai puternică. După ce Yuko se împiedică și devine inconștientă, Yoru presează și mai mult pe Asa că ar trebui să o transforme pe Yuko într-o armă. Însă aici avem dezvăluirea că motivul pentru care lui Asa i-a părut atât de rău de Baki a fost din cauza că a fost văzută de către colegii ei, nu din cauza că l-a ucis pe Baki. Deci, Yoru încearcă să portretizeze într-un mod încât și faptul că a transforma-o pe Yuko într-o armă n-ar fi mare chestie, la fel cum și faptul că l-a omorât pe Baki n-a fost mare chestie. Aici avem o paralelă cu flashback-ul pe care l-am avut cu Asa și mama ei, când la fel cum s-a împiedicat și Yuko și Asa s-a împiedicat în trecut, când The Typhon Devil a venit și a atacat orașul Yuko și mama lui Asa a luat-o, a aruncat-o după ce Asa a încercat să salveze o pisică, eveniment care pe Asa a traumatizat-o. Iar salvarea pisicii a fost mai mult un act de eroism care a urmat cu un sacrificiu, moartea mamei lui Asa. Însă, aici avem pararea dintre Asa și Denji. Denji văzând faptul că a salvat pisica, nefiind neapărat un sacrificiu, ci un respect pe care îl poartă el către Power. Pentru că știm din Chainsaw Man, partea 1, că Power respecta mai mult pisicile decât oamenii. Și cam asta este cu Chainsaw Man. Discutăm și despre May Deuses Fall in Love, seria bazându-se pe faptul că există un mic preot care încearcă să-l ucidă pe Satana. Însă Satana decide să îi facă o relație cu unul dintre demonii lui, Lilith, sau Imuri, cum este cunoscută în serie, cu ideea că Imuri este o artistă care îi place să deseneze despre iad și despre relație dintre înger și demon. Ceea ce e o paralelă dintre relația pe care sigur urmează să existe între ea și preotul nostru. Seria în sine este foarte basic, cu câteva scene wholesome securate cu relația dintre Imuri și preotul nostru. Și cam ăsta este clipul pe ziua de azi. Eu sunt Ștefan și mi-ar plăcea să dați un like, un subscribe și dacă aveți chestii de spus despre ceea ce am vorbit astăzi sau cum ați vrea să îmbunătățesc clipurile astea sau canalul în sine, sunt deschis la idei. Și eu sunt Ștefan și la revedere!